N-a venit taximetriști prea devreme un picuț, pentru că mi se pare că taximetriști e filmul care e menit să facă tranziția asta între comercial și arții. Mie mi-a plăcut foarte mult. E un risc pe care oamenii care au făcut taximetriști și-l asumă. Eu nu cred că există film înaintea vremurilor lui. Cred că e un film al vremurilor ăstora, că de-aia s-a și născut în vremurile astea. Acum că nu s-au făcut suficiente concesii astfel încât filmul să fie și mai popular, asta e doar o opțiune a creatorilor. Dar filmul a mers bine. A mers bine pentru ce și-a propus, dar nu se poate compara ca succes comercial cu cele enumerate mai sus. Băi, team building e totuși cel mai mare succes comercial românesc de până acum. Băi, team building nu știe da, nimeni de ce ligă, a avut atâta da. succes. Aici ba se da, poate... e foarte simplu, e tracțiunea, uh, no, no, word-ul foarte no, 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 e de care acum, E foarte simplu acum să te uiți în urmă și să spui, uite, de aia și da. de aia și de aia și de aia. Dacă ar fi atât de simplu, s-ar mai fi făcut două până acum sau trei. Tot uh, pe idei mune și nu tot Nu știe cu nimeni de ce s-a întâmplat asta și cum s-a întâmplat, dar ține de cum se spune la voi asta, magia e cinematografului, tot. care, hai să fim serioși, nu știe nimeni, nici în America nu știe nimeni cum să faci treaba asta de fiecare dată la fel El El. și cu atât mai puțin în Europa și cu atât mai puțin în Europa de Est și cu atât mai puțin în România. A fost pe locul ăsta cu și cu, mai puțin doi. Doi. și cu atât mai puțin proști ăștia doi. Da, mă, Dar, o... nu, nu, e, e o chestie extraordinară. E, chiar e o chestie extraordinară. E un lucru în care se pleacă cu bune intenții, fiecare își pune la bătaie ideile cele mai trăznite, gândindu-se cumva la public, la piață, la ce a învățat el despre comedie la ce a învățat el despre cinema, la cine ar putea să vină să-l vadă. Dar ca să te duci, să se strângă oamenii ciotcă și să spună noi joi mergem, mi a zis sora mea, la bancă, măi, vii joi că noi la film, cu care voi? Joci în film și fetele de la bancă de strânge și cu din mai multe sedii și mergem cu banca să vedem filmul. Te-ai dus, domnule, cu banca la nu film? Nu m-am dus. Dar... Asta A, e nu faci pe care ți-o dorești, toată lumea și imaginează, băi, cum ar fi să se ducă vorba și să meargă. Nu mergeau oamenii de la chioșc, mergeau oamenii care lucrează în companii, publicul pe care ți-l dorești, și în sala de cinema, și în sala de teatru, și la filarmonică, și la Ateneu. Pe ea ți dorești să vină. Pe aia ți dorești să-i duci până la urmă, pe ea dorești să-i distrezi, să iasă oamenii cu care ai treabă în businessul ul ăsta. Dom'le, preț de câteva luni a fost singurul film de despre și, care s-a vorbit. Da, și chestia asta a fost extraordinară. În sezonul în care s-a lansat odată cu Avatar 2. Da, dar el nu contesta asta. Spunea doar, vorbea doar despre caracterul extraordinar al chestii astea și caracterul a spus, imprevizibil -a. al trebuie. Dar, dar după aceea, am mers eu și am filmat într-un serial la Praga, da, da. pentru că... că sunt și actor internațional și... Oh, uh... Actor internațional la Praga. Da, nu, era o să aplaudă la, la Praga. Tu m la Praga cu Tudor, dar am băut bere. Da. Da. Foarte bine. Și la Praga. Ce mai am pe la Praga? Doamne, eram într-un hotel și lângă era un... dacă căței în... tot așa sunt? Căței de usturoi. La, la... Ah. Era un mall mic lângă hotel și seara zic, hai să mă duc să văd și o filme. Și nu mică în fumirarea. Te rog. Și nu mică în fumirarea, când văzui, în acel mall era un multiplex, de fapt. Era 12 săli de cinema, una peste alta. Și din 22 de titluri, de alea care stăteau să iasă până la avan, 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 premiere, ei au 14 filme cehești. Păi da. Din filmele alea că dădeau în trailerele, înainte de E orașul care l-a dat lumii pe Miloș Forman, totuși. Americanesc, care intrase în. Eu aveam înainte trailerele astea și filmele alea nu erau cu nimic deosebite. Și de celebrul Milamaroș. Bă, Miloș Forman, am Stai așa. Balul pompierilor. Balul pompierilor ăla. e o comedie care îmi place mie. Păi, atunci hai să mergem acasă. să ce să mai Dar Ei, nu la fel de mult ca team building Da Dar da, nu, le da, nu are legătură cu Miloș Forma Nu știu câtă legătură are chestia asta că Mare pentru că Ungurii au avut un cinema foarte solid E în o chestie anii culturală Și polonezii au avut un cinema La fel de solid în anii ăia Și nu s-a perpetuat Într-un într public Fidel da, cinemaului local La da? polonezii Nu știu câte da, intrări Ai trimis la cam film cu Măgara nu trecut La... Pe, da, dar mă refer la, public, la filmul ăsta de public larg. Ah, okay. În Cehia, filmul cel mai popular din anul respectiv, întotdeauna este peste cea mai populară producție americană din anul respectiv, ca încasări. În fiecare an, cel mai popular film cehesc și poate și al doilea trec de cel mai. de avatar. Eu știu care sunt și, și are Asta e o chestie extraordinară. De... Asta e un fenomen pe care îl creezi și îl menții. Cumva. Domnule, noi ne uităm la ei noștri. Au, de... au niște actori, probabil, de foarte iubiți, au niște scenarii populare, foarte. mai adecvate așa, locului. Mai decât adecvate locului, film. În contextul în care televiziunea cehească arată ca televiziunea românească din anii 90. Nu știu dacă ați observat această. Nu am dat drumul la hotel, -am dar... -am, uitat. am, da, da, eu m-am uitat la televizor în Cehia, că ce drag să faci când te în Praga, dai drumul la televizor. <laughs> da. Nu ne-am plimbat așa. Ne-am mai plimbat. M-am da. am -am dus, am dat drumul la televizor, m-am uitat, am văzut, m-am uitat la... Și la urmă a trebuit la să sting, că să ajungi la aeroport. <laughs> la Robocop <laughs> în Cehă. <laughs> da, să dădea Robocop în Cehă și după aia am văzut vreo 6-7 talk de-astea politice. <laughs> uh -uh. da. Da, nu, da, știu, revenim la... Știu, nu revenim la timp din <laughs> acum o să ajungem și la Claus și Baros, dar Micuțu a râs când a zis de Miloș Forman, dar e foarte important da, cu o industrie sănătoasă. A râs disprețuitor la adresa lui Miloș Forman. Nu sunt no, convins, nu no, sunt no, convins. No, Îl no, respectă no, foarte no. mult, mi-a mărturisit-o. Eu Miloș Forman. În no. aici an. Eu sunt Miloș Forman, domnul Juve. <laughs> da. Ești, eu o să fiu ca ala care oprește fetele alea pe stradă cu tricou cu Nirvana. Zi trei filme, dar lui Miloș Forman Hey, Miloș nu 1 așa. Partea a doua Miloș Forman, Forman. Forman întoarce format... din America Așa să asta să, Clar asta cade la montaj Dar nu. Asta cade <laughs> În sfârșit oh, Nu se mai putea Doamne, În sfârșit avem episod da, nu, ideea este că dacă ai o cinematografie locală sănătoasă, la un moment dat să duce și la export. Doamne ajută, da. Da, că cam asta, asta e gândul. Mecheria, da, cam asta e gândul. Asta s-a și întâmplat cu team building, care va fi văzut în uh, traduceri, în mai știu ce țări era. Țări sărace, dar... Ei, Doamne... tot din Europa da, de Est, îți dai seama, din când dinimoase. au cumpărat olandezii, au zis, ia, să facem noi team building. Olandezii francezii, olandezii. În țările respective să fie subtitrate sau dublate. Și și. Uh, actorii lor. Așa. S-a francizat. francizat. Nu, nu se francez. referă doar că se vede în alte țări, se vede se că reface. se face în alte țări, da. Deci s-a vândut în Slovakia, franciza. S-a da, da. dat fornit în Slovacia. Slovacia, iată. <gânt> Mai bine. Forneti, forneti? din Israel nu Eu nu l-am auzit când a zis forneti. l-am auzit doar când a zis că o să tăiem forneti. <gânt> mie mi-e poftă de Avem, un forneti sus, doamne, ador forneti. <gânt> doamne, forneti aș mânca un fornet. Și, și la cu și la cu Da, ideea este că pe această care am făcut roșii de sponsor nu la podcastul ăsta <gânt> da. lucru pe pentru că, că e dacă cineva are foarte mulți bani, cine, cine și la e, e Fornetti, Fornetti. Că Îți garantez garantezi eu care mai mulți decât mine? Și după ce ați investit voi în Klaus și Barosu și decât voi? Apropo. A, 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 a rămas fără. Apropo, uh, Claus și Baros au făcut-o cu bani de acasă, ca să o lămâi. Da, domnule, da. Cu bani de acasă, cu sponsori, cu parteneri? Tot felul. Dar faci. Da. Dar, privați. da. Uh, cum funcționează balansul ăsta între a mulțumi sponsorul care dă banul și a face și ce vrei? Mai ales când e vorba de comedie. E comedie. Genul programului e comedie la Claus Fix, un pix, comedie. Cred că trebuie să fii foarte cinstit cu sponsorul și să-i oferi ceea ce are nevoie fără să îți dai chiloții jos. Cred că asta e ideea. Și de obicei asta e frumos acum, că ușor, ușor înțeleg și ei că nu pot avea pretenții absurde. Nu, nu poți să faci publicitate în film și au început ușor ușor să fie mai înțelegători și să accepte variante de bun simț care să fie integrate în poveste, nu să pară un exact. moment publicitar decupat. Exact. Și încurajăm să facă asta în continuare pentru că, că e și în cea beneficiu... mai deșteaptă. Exact strategie și um, pentru sponsori. Păi da, la fel am și eu chestia asta cu fornetii. A, a intrat în discuție, de, adică nu mi-au impus absolut nimic. Oameni, -a oamenii Fornetti super fair play. Vorbește despre fornetii. Da. Nu mi-a zis sau... Uh, alea cu Mac rog. Alo. Da, Forneti, da, 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 ce nu vă convine Aia și aia, nu, nu, nu. Exact Oamenii exact, sunt super fair cum play faci Gojiro, și poate frate, zice mâncarea Forneti de vreo trei ori N-a ieșit asta, nu, -a fost, nu e în contract absolut de rog. Fornete, un fornete de de-alea cum Pare așa o carte, fornetti, da, un fornete, da. un fornete. fornete, da. da. uh, comisarul Forneti. Comisare Forneti. Forneti, vâsă Forneti. Ia. <laughs> yeah.